Thank you.
Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, și bine ați venit la spectacolul de gală, cel care încheie cele trei zile de manifestări organizate cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființarea Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, pentru că ne sunteți alături și vă promitem 2 ore de spectacol care vă va ajunge la suflet, astfel încât să nu regretați, pentru că vă petreceți după amiaza alături de noi. Dați-mi voie să vă spun că la data de 1 septembrie 1974 s-a înființat Școala Populară de Artă Zalău, ca instituție de cultură cu profil de învățământ artistic, în subordinea Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al județului Sălaj, o instituție care ulterior, după anul 1989, a intrat în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Școala are menirea de a conserva, valorifica și transmite valorile artistice și morale ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal. Din 1 octombrie 2010, Școala Populară de Arte și Meserii este secție a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, manager domnul Daniel Săuca, șef de secție doamna Marcela Domuța. Principalul obiectiv al școlii este pregătirea și îndrumarea viitorilor artiști care să preia ștafeta tradițiilor culturale ale Sălajului. În cadrul școlii funcționează următoarele secții. Secția muzică, cu specialitățile pian, orgă, vioară, instrumente de suflat, chitară, percuție și ansamblu instrumental. Secția canto clasic, canto muzică ușoară, canto popular și inițiere în folclor. Secția arte vizuale, specialitatea pictură, design vestimentar și țesut-cusut. Secția coreografie, specialitatea dans popular interpreți și dans popular instructori. În prezent, în cadrul școlii, activează 17 profesori și prestatori de servicii, iar în anul școlar curent, 2024-2025, sunt înscriși în jur de 450 de cursanți. Haideți să-i aplaudăm pe toți acești cursanți care frecventează cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău și pe o parte din ei îi veți vedea și în această după-amiază. Manifestarea de astăzi și de altfel toate cele trei zile care au fost organizate, așa cum spuneam, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființarea Școlii Populare de Arte și Meserii, nu ar fi fost posibile fără implicarea Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău, Asociația Culturală CreArt, Sandana, Fort Silvan și Multicom. Le mulțumim din suflet pentru implicare și pentru susținere. Înainte de a aduce în fața dumneavoastră absolvenți ai școlii și invitați speciali pe care i-ați văzut și pe afișul care a fost atât de mediatizat și promovat, dați-mi voie să îl invit aici în scenă, alături de mine, pe domnul manager al Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, domnul Daniel Săuca, pentru a vă adresa câteva cuvinte și pentru a-i aduce în fața dumneavoastră pe oaspeții din întreaga țară care ne onorează în această după-amiază cu prezența. Domnule manager? Bună seara! Și vă spun și eu bine ați venit la sărbătoarea Școlii Populare de Arte și Meserii la 50 de ani. E un moment special pentru noi, cred că vă dați seama de acest lucru și am încercat timp de 3 zile să organizăm evenimente care să atragă atenția asupra ceea ce facem noi astăzi și ce au făcut colegii noștri de-a lungul timpului. Le adresez și pe această cale tuturor celor implicați de-a lungul anilor în activitatea Școlii Populare de Arte și Meserii, felicitările noastre. Acum suntem bucuroși că au venit din țară colegi de la școli populare și centre culturale județene. E important și acest lucru pentru că e un semn că nu suntem singuri și că școlile populare au un viitor nu numai în județul Sălaj, cât și în țară. Așadar, ne bucurăm că este alături de noi domnul
Iulian Praja, manager al Centrului Cultural din județul Mureș, pe care ne invită alături de noi. Îl primiți, domnule manager, din partea Consiliului Județean Sălaj și a Centrului de Cultură, o diplomă aniversară și o mică atenție din partea noastră. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule manager Daniel Suca, distinse doamne și domnișoare, vă spun să rug mâinile, respectabil domn, bună seara. Sunt onorat să fiu prezent la această aniversare, pentru că nu este puțin lucru ca o instituție de cultură să împlinească această frumoasă vârstă de 50 de ani. Doresc să-l felicit pe domnul manager și întreaga echipă pentru rezultatele pe care le au. Vă dorim succes în activitate și am adus și noi un semn al trecerii noastre pe aici, o diplomă de excelență. Vă mulțumesc! Mulțumim! Suntem de asemenea bucuroși că de la Centrul Cultural Județean din Oradea este alături de noi domnul manager Liviu Buțiu. Bună seara tuturor! Sunt acasă. În Zalău eu sunt acasă pentru că pe scena aceasta cu o săptămână în urmă am fost în calitate de artist instrumentist, iar astăzi în calitate de manager și doresc să urez la mulți ani Școlii Populare de Arte din Zalău. O instituție de prestigiu de învățământ artistic care a format de-a lungul anilor și a celor 50 de ani valori. Valori artistice, valori educaționale. Doresc ca iată la jumătate de secol, această prestigioasă instituție să adune pe această scenă artiști, manageri, oameni de cultură și prin prezența noastră a tuturor aici înseamnă un lucru deosebit de important. Certifică o valoare acestei instituții. Stimate domnule manager, din partea Centrului de Cultură Oradea, Bihor, al județului Bihor, eu vreau să vă înmânez un semn de onoare. Felicitări pentru întreaga activitate și mult succes în continuare. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Ne bucurăm de asemenea că de la Școala Populară de Arte din Cluj este alături de noi și domnul manager Cătălin Nistor. În primul rând, bună seara! La mulți ani, Zalău! La mulți ani, Școala Populară, Centrul de Cultură și Creație de aici din Zalău, un cuvânt din partea, un înscris de onoare din partea Școlii Populară de Arte din Cluj-Napoca, pentru dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți pentru Zalău, pentru ca întreaga echipă împreună cu doamna Marcela Domuța, doresc să îl felicit și să-l apreciez pe domnul președinte al Consiliului Județean, pentru că susține această instituție, dacă astăzi sunt 50 de ani, să ne vedem și la 100 de ani, tot cu dumneavoastră, tot cu această formație, tot cu această formulă și cu dumneavoastră împreună. Iar dacă noi îmbătrânim, copiii dumneavoastră să vea locurile aici în sală. La mulți ani! Mulțumim! Suntem de asemenea bucuroși de la Satul Mare, de la Școala Populară de Arte, este prezent la sărbătoarea noastră domnul manager Mircea Deac. Bună seara tuturor, salutări de la Satul Mare. Vreau să felicit și eu întreg colectivul de profesori al Școlii de Arte din Zalău, Centrul Cultural și pentru toată activitatea de 50 de ani, succes și în continuare. Vă doresc sănătate, numai bine și de la Satul Mare am venit și noi, n-am venit cu mâna goală, am adus o diplomă, un înscris de onoare și mai am acolo o plăsuță cu o zeamă de prune. La mulți ani, Școala de Arte din Zalău.
la Centrul Cultural Augustin Bena din Alba. Suntem bucuroși că este alături de, nou, de noi doamna Marinela Popa, șef serviciu Școala Populară de Arte și Meserii. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc, domnule manager, mulțumesc și colegei Marcela Domuța pentru invitația de a fi astăzi alături de dumneavoastră și de colectivul Școlii Populare de Arte și Meserii Zalău la aniversarea celor 50 de ani de activitate culturală, artistică și educativă desfășurată pentru dezvoltarea artistică a comunității locale. Cu această ocazie vă felicit din suflet pe toți, vă doresc multă sănătate, să aveți cât mai multe proiecte valoroase și cât mai multe rezultate de excepție obținute de cursanții care, iată, în fiecare an trec pragul instituției dumneavoastră. La mulți ani, Școala Populară de Arte și Meserii Zalău! Mulțumesc! Și din partea instituției, conducerii instituției Centrului de Cultură Augustin Bena și a colectivului Școlii de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, dați-mi voi să vă ofer și eu o diplomă de excelență. Felicitări! Din Maramureș, de la Baia Mare, suntem bucuroși de asemenea că este alături de noi doamna Codruța Lupșe, șef serviciu Școala Populară de Arte și Meserii. Bună seara! Felicitări! Am petrecut timp de calitate și cu siguranță rămânem parteneri în artă, cultură și tradiție. La mulți ani, sănătate și putere de muncă vă transmite și domnul manager Lucian Eluț al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Liviu Borlan, Maramureș. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Suntem de asemenea încântați că avem oaspeți și de la Bistrița, doamna Cristina Bălan Pahone și domnul Mihai Eugen Raita de la Școala Populară de Arte și Meserii din cadrul Centrului Cultural Județean Bistrița. Bună seara, vă spun și eu. Sunt onorată să fiu alături de dumneavoastră, alături de profesorii Școlii de Arte, alături de cursanții Școlii de Arte. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră pe care o coordonați, multă, multă sănătate și din partea Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud aveți o diplomă aniversare și un salut călduros și numai de bine din partea managerului Alexandru Pumna. Centrului de Cultură și Arte a Județului Sălaj. Am ținut să-i acord această diplomă aniversară, pentru că, evident, de atâția ani colaborăm, zic eu, destul de bine și am reușit să dezvoltăm Școala Populară de Arte. Felicitări! Dăm cezarului ce este al cezarului, iar eu să preiau ștafeta și dați-mi voie să invit alături de mine. Ne mulțumim invitaților, desigur, pentru prezență. Iar în minutele următoare dați voie să îl invit alături de mine pe domnul Maghiu, din partea Consiliului Județean Sălaj, este aici alături de noi, pentru a vă adresa câteva cuvinte și vine și dânsul cu o diplomă cel mai probabil. Bună seara, dragi colegi, bună seara, stimat auditoriu, dragi invitați, bine ați venit în Sălaj, bine ați revenit în Sălaj și în țara Silvaniei. Este o onoare și o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Sunt aici și în calitate oficială, dar sunt și într-o calitate personală și familiară, pentru că soția mea este cursantă al Școlii Populare de Arte. Vă transmit, pentru început, salutul și felicitările domnului Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj,
care din păcate, din motive obiective, nu a putut să fie astăzi aici, dar domnia sa, prin intermediul meu, v-a transmis această diplomă aniversară, pe care vă rog frumos să-mi permiteți să o lecturez. Diploma aniversară se acordă Școlii Populare de Arte și Meserii Zalău, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate, în semn de recunoaștere și apreciere pentru dedicarea cu care a sădit în sufletele generațiilor de cursanți iubirea pentru artă, pentru frumos și pentru tradițiile păstrate din moș strămoș. Felicitări tuturor celor care au contribuit la evoluția acestei importante instituții de cultură. Și la cât mai multe realizări în anii ce vor urma. Zalău, 24 octombrie 2024, semnează Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Și vă rog, domnule Săuca, să veniți să luați diploma. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Ei bine, pentru că am reușit să oficiem această festivitate de premiere și schimb de mici atenții, iată, care vor rămâne peste ani. Vă mulțumesc, domnule manager. Însă mi-am învățat așa pe jumătate lecția și știam exact cine urmează și cine sparge gheața în această după-amiază în cadrul spectacolului artistic, căci de asta ne-am adunat cu precădere aici. Este vorba despre o absolventă a Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău, o fetiță pe cât de frumușică, pe atât de talentată și de muncitoare. O cunosc de când era dioșcheoapă, dar acum este domnișoară și îmi face o reală plăcere de fiecare dată să o revăd, iar dumneavoastră cu siguranță o veți recunoaște și vă veți aduce aminte de ea. Oana Sabău.
aniversară se acordă domnișoarei Ioana Sabău cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea Școlii Populare de Arte și Meserii din Zadău, o diplomă semnată de către domnul manager Daniel Souca și domnul președinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul Ioan Căsălăjan. Mulțumesc! În minutele următoare, dați-mi voie să îl aduc în fața dumneavoastră pe un absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii Zalău, promoția 2010. A absolvit atunci clasa de instrumente de suflat, avându-l la acea vreme ca și mentor, ca și profesor, pe maestru dirijor Grigore Grigoruț. Dânsul nu mai activează momentan, însă am ținut să îl amintesc, iar în minutele care urmează îl veți asculta pe Sergiu Ienciu. Centrului de Cultură și Arte al Județului Sălaj. Mă pupă și pe mine cineva, mai avem și câte un ficior invitat și profit și eu. Soțul e aici în față, nu se supără, să știți. În minutele următoare, dați-mi voie să vă aduc în fața dumneavoastră pe o colegă dragă, absolventă a Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău, promoția 2017,
La acea vreme a absolvit clasa de canto popular, avându-l ca și profesor pe domnul Cristian Moldovan. Vine astăzi în fața dumneavoastră cu două melodii frumoase și dorește să precizeze faptul că cea de-a doua melodie este din repertoriu propriu. Adelina Costina. Thank you.
dragostea. Lume ziua, lume ziua, lume-i noaptea. Stă drepuță și se spină, la 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 la. Așteaptă pace să-i vină, la 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 la. E și vechiată și bătână, la 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 la. Dar asfalta pace să-mi vină, la 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 la. Așa cum spuneam, din partea Consiliului Județean Sălaș, a Centrului de Cultură și Artă Județului Sălaș. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Să te rog să facem schimb de microfoane. De ce? Am făcut schimb de microfoane cu un motiv întemeiat, ca să cânt și eu pe microfonul soliștilor, întrucât m-am afirmat în fața dumneavoastră a publicului drag, în calitate de solistă, îmi permit să mă auto caracterizez, dați-mi voie să vă ofer și eu astăzi, și în calitate de absolventă a Școlii Populare de Arte și Meserii Zalău, două melodii. Mai e panic cu cruza, ne-i scăpă
sfătii, măi, omule. În lume cât te-ai trăit, că te nu le poți sfătii, măi, omule. Că tu iei cu omul bun al vieții mare amor. Că tu iei cu ce-ți mai să nine, parcă nino o pe lume, măi, omule. Zălile ce-ți mai să nine, parcă nino o pe lume, măi, omule. Zici că pânca te obra, s-o trec în o mănăcas. Zici că pânca te obra, s-o trec în o mănăcas. Ce vreți are traiul tău, dacă zici numai e rău, măi, omule? Ce vreți are traiul tău, dacă zici numai e rău, măi, omule? Dar vine lei pentru om, măi, ca soarele pentru pom. Îmi scuzați ținuta ca să nu primesc comentarii ulterioare, dar am încercat să împac și capra și varza, cum zicea Adeleanu, să fiu și cât se poate de autentică în partea de sus, să fiu și de gală, pentru că suntem la un spectacol de gală, așadar primiți așa cum se poate. În continuare, dați-mi voie să îl invit în fața dumneavoastră pe un absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii Zalău, promoția 2023, la clasa de vioară a domnului profesor Ionuț Albert. Este un tânăr extrem de talentat, pe care deja ați avut ocazia să îl vedeți de mai multe ori și să îl remarcați. Iar în această seară am să vă rog să-l primiți cu aplauze pe Octavian Mondic. Thank you.